Bună dimineața! Continuăm astăzi discuțiile pe bugetul Uniunii pentru următorii 7 ani. Ieri am avut o rundă în plen în care fiecare și-a exprimat punctul de vedere. Eu am reiterat importanța coeziunii pentru noi. Este vorba despre bani pe care investim în fiecare comunitate. Sunt bani care ajung practic la fiecare român și ne ajută să ajungem la un nivel de dezvoltare, la un nivel de trai comparabil cu celelalte state din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, am subliniat încă o dată că politica agricolă comună este un pilon de bază, trebuie finanțat și pentru România aceste fonduri sunt foarte importante, cu un accent special pe fondurile destinate dezvoltării rurale, unde au apărut în această propunere de buget reduceri care ni se par prea mari. Pe de altă parte, am arătat că este nevoie de un buget suficient de mare în ansamblu pentru a putea finanța și celelalte proiecte ale Uniunii, proiectele de modernizare, cercetare și așa mai departe. Părerile au fost destul de împărțite, trebuie să spun lucrurilor pe nume. Sunt state membre care își doresc un buget considerabil mai mic decât cel propus. Majoritatea dintre noi ne dorim un buget cel puțin atât cât este propus sau mai mare. Au urmat discuții în formate mici, bilaterale, reprezentanții statelor cu conducerea Consiliului și Comisiei. Aceste discuții au durat până la ora 6 dimineața, când am intrat eu cu echipa mea la negocieri, însă rezultatul este cel puțin până în momentul acesta dezamăgitor. Nu pot să spun că s-au făcut progrese, pozițiile nu s-au apropiat. Și astăzi, peste câteva minute, intrăm iarăși într-o ședință în plen și încercăm să vedem dacă putem să obținem un progres în aceste negocieri. Aici ne aflăm astăzi. Ar fi bine să obținem un progres, dar majoritatea dintre noi sunt, trebuie să recunosc, destul de sceptici. There's going to be another summit now in March. Ați avut o întrevedere bilaterală cu Charles Michel și cu Ursula von der Leyen, liderii instituțiilor UE. Cum au întâmpinat, ce input politic au dat ei propunerilor și doleanțelor României în ce privește bugetul? Trebuie să spun că atât președintele Charles Michel, cât și președinta Ursula von der Leyen au fost deschiși propunerilor noastre și după ultima discuție pe care am avut-o acum câteva săptămâni cu președintele Consiliului, au apărut modificări în propunerea de buget care vin în întâmpinarea solicitărilor noastre. Dar, sigur, este o parte din negociere, dar până când nu avem unanimitate pe buget, nu avem buget, avem doar discuții și propuneri. Se va discuta pe o nouă propunere? S-au făcut deja modificări sau doar luați în calcul să vă mai vedeți până la summit? Deci, tehnic, ceea ce avem în față, propunerea, se numește un negobox, ceva de negociat. Nu se pot face multe modificări aici. Dacă nu ne înțelegem pe această propunere, ea trebuie uitată și venit cu altă propunere care iarăși va necesita zile până se elaborează, se renegociază. Procesul s-ar putea să fie unul destul de lung până în final. Asta presupune un nou summit înaintea Consiliului Extraordinar din martie? Cel puțin încă un summit. Lucrurile, dacă avansează în ritmul cum au avansat ieri și azi noapte, vor necesita încă multe întâlniri. Mr. President, one in English. Is there going to be a summit in March now?
We'll see. Most of us are not very optimistic if we expect a result. So it's very likely that we will have a new summit dedicated to the MFF. Is there a date? Not yet. We have not even discussed this. What are the main points of contention at this moment? Mai avem întrebări? În punctul meu de vedere, trebuie să ne păstrăm energie și optimism, că în final vrem să ajungem cu toții la un buget acceptabil, dar șansele cu certitudine nu sunt mai bune astăzi decât au fost ieri. Vă mulțumesc! Thank you.